Românii care se vaccinează împotriva COVID-19 cu schema completă vor primi bonuri de masă în valoare de 100 de lei, a anunțat ministrul Sănătății Ioana Mihăilă. Ioana Mihăilă a precizat că măsura a fost agreată la nivelul coaliției și se adresează exclusiv persoanelor care se vor vaccina de acum încolo și nu celor deja vaccinate. Premierul Florin Câțu a precizat că este vorba despre un proiect pilot. Măsura nu se aplică imediat, ci după ce guvernul va adopta un act normativ în acest sens. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Nu. Și, să zic așa, v-ar pune pe gânduri faptul că ați putea primi aceste bonuri? Sănătatea e mai presus decât toate. Nu m-aș gândi nici la bonuri, nici la nimic. Numai dacă ar fi pentru sănătate. Deci să înțeleg că nu contează banii? N-ar conta banii. Dacă ai toți banii din lume și nu ai sănătate, degeaba ei. Eu așa cred una. De asemenea, va exista și o loterie care e posibil să funcționeze după modelul ANAF cu bonurile fiscale. Impactul bugetar inițial este de 50 de milioane de lei pentru ambele proiecte, a precizat primul. Ce părere să am? Să aprobă ca un model din Uniunea Europeană, că și în alte țări am văzut că se dă acolo ceva pentru ca să vaccineze. Se stimuleze pe oameni să meargă la vaccin. Credeți că va funcționa? Eu știu... Am văzut că mediul rural e mai dificitar, că n-ajung să ducă cu caravană sau cu ceva să vaccineze, plus că ei sunt izolați, nici nu au nevoie practic unii de vaccin la țară. Sunt și în vârstă. Spuneți dumneavoastră că acest factor al banului ar influența anumite persoane. Da, că e tentația, știți cum este, orice... Dacă îți dă și acolo ceva, când te duci la un magazin, îți dă ceva, un bonus, e un stimulent. Potrivit propunerilor, stimulentele pentru vaccinare ar urma să fie diferențiate pe categorii. Bonuri de masă pentru pensionari, vouchere de vacanță pentru familiile cu copii și loterii. Acordarea acestora îi vizează doar pe cei vaccinați cu schema completă. Nu e bine. Nu e bine. Pe cum? Adică ei dau bani ca să ne vaccinăm. Păi pentru ce? Care sunt proști să vaccineze, care sunt proști. Să le dea sub 5 milioane să le dea. Mie pot să-mi dea, de exemplu, 10 milioane să-mi dea și nu mă vaccinez. Pentru ce să mă vaccinez? Ia că sunt 2 ani de zile și eu sunt sănătos, sunt vorba, am mai avut răceală, am luat un medicament, un altă, dar de ce să iau? Nu, doamne, nu. Asta e o prostie. Pe el cumpără viața mea cu bani? Nu. Deci, dumneavoastră, spuneți că ar putea fi anumite persoane influențate de această sumă de bani. Chiar că sunt. Ai săraci ăștia care nu-și dau seama, sau de ai bătrâni din ăștia care nu-și dau seama ce e viața, ei așa fac. Am o părere bună despre faptul că dau 100 de lei bon de masă, nu dau în mână banii, dar și așa cei care vor să cumpere numai băutură, să duc acolo și ia băutură în valoare de 100 de lei. Și sunt ăștia-i săraci, deci populația mai săracă, da, se duce să se vaccineze. Potrivit ministrului, deocamdată s-a agreat prima măsură, cea a bonurilor de masă pentru cei vaccinați complet. În ceea ce privește măsurile de stimulare, am agreat o măsură care a fost propusă și anume bonuri de masă pentru cei care se vaccinează de acum încolo și urmează să vedem posibilitățile tehnice pentru a organiza loterii pentru persoanele vaccinate.